Aș vrea să vă întreb dacă această situație este una diferită și neobișnuită pentru țara noastră, având în vedere că suntem obișnuiți ca astfel de cutremure să aibă loc în Vrancea și nu în această zonă. Zona respectivă este o zonă cu activitate redusă. Au mai fost cutremure, dar cutremure mici ca magnitudine în afara de cutremur de ieri. După aceea, astăzi a fost o surpriză că a apărut acest cutremur de 5,7 care s-a produs la aceeași palie față de cea a cutremurului anterior. O altă deosebire este faptul că aceste cutremure se produc la o adâncime mică. Care ar fi motivele sau cum ați putea explica acest lucru? Păi, în zona respectivă nu se produc cutremure adânci. Numai acolo sunt niște palii care se mișcă una față de alta, se creează tensiuni și tensiunile astea se transformă în degajare de energie prin această ciocnire și a cutremurului. O alunecare de la o farie pe altă farie sau invers, depinde de mecanism. La ce ar trebui să ne așteptăm în perioada următoare? Sunt acestea niște semnale care ar trebui să ne îngrijoreze? Pentru că telespectatorii noștri deja ne trimit mesaje și ne întreabă ce urmează mai departe. O să urmeze niște replici. Asta sigur o să fie niște replici. Deja au fost două replici. Cred că mai urmează ceva replici în perioada următoare până se stabilizează zona respectivă. Care este diferența dintre un cutremur care se produce la o adâncime mare și un cutremur care se produce la o adâncime mică? Cutremurile de adâncime mare produc efecte pe o arie foarte mare. De exemplu, la nivelul României pot produce pagube. Cutremurile care se produc la adâncime mică produc pagube pe o arie restrânsă. Eu știu câțiva zeci de kilometri, 10-15 kilometri. A fost destul... Dar el se simte și mai departe, și la distanțe de sute de kilometri, dar efectele sunt acolo local. A fost destul de puternic, având în vedere că s-a simțit inclusiv în București, corect? Nu avem raportări din București, n-am văzut unde... Dacă s-a completat cineva pe site-ul nostru. Pe site poate că nu a completat, însă telespectatorii ne-au transmis acest lucru și inclusiv colegii de ei noștri au simțit cutremurul. Aș mai vrea să vă întreb și următorul aspect. În perioada următoare, din datele pe care le dețineți, urmează o nouă activitate seismică în această zonă? Da? Am înțeles. Asta ce înseamnă că... Este... Alo. Mă auziți? Da. În perioada următoare ar trebui să ne așteptăm la o nouă activitate seismică sau aceste mișcări înseamnă că pământul s-a detensionat și nu vom mai avea cutremure în perioada următoare? E posibil. După ce se stabilizează, s-ar putea să fie o liniște după 2-3 săptămâni, s-ar putea să liniștească. Acum nu știm exact care este fenomenul acolo. Este un semn bun că au loc astfel de cutremure? Nu e un semn bun. Un cutremur nu e un semn bun. Cutremurul e un semn rău, dar trebuie, dacă se produc, înseamnă că este... ceva acolo. Sunt niște tensiuni, sunt niște împingeri din anumite direcții către zona respectivă, pe faliile respective. Aceste cutremure pot fi prevenite, pot fi anunțate din timp? Vorbim de cutremurile de mici dimensiuni, la adâncimi mici? Nu pot fi prevenite. Nu ai cum să le previi. Numai dacă ai o zonă foarte activă, care produce cutremure de magnitudini mari,
pe perioade foarte lungi de timp, eu știu, zeci de ani. Și atunci ai putea să faci și să instrumentezi zona, să pui diferiți senzori pe care să-i asociezi cu activitatea seismică. Numai așa se poate face. Altfel nu ai cum să faci o prognoză.